Salutare, bine și bine ați venit la un nou episod. Eu abia de m-am trezit. Sunt de pe serverul Wanta pe România Roleplay. Vă aștept și pe voi. Pe-ul serverul aveți în descriere, cât și Discordul lor. Deci vă aștept pe server, dar nu să faceți troll. Băi, m-am gândit la un fel de episod mai special azi, încât toată lumea s-a săturat de o bolă cruntă care a fost creată, nu știm încă de ce, chiar există sau na. Hai să vedem ce vom face în episodul de astăzi. Să nu uitați de butonul de like și subscribe. Let's go. Uite că vine o persoană, stai să vedem ce facem, să vedem ce are de zis. Seara bună, domnule. Bună ziua! Ce s-a întâmplat? Nu știu cum să vă explic. Sunt Spune. căutat de poliție, medici. O pe Cam. hanic acea. Ok. Bine că nu-mi las oricum pistolul de mână, că n-am până vorbim. Da. Păi și mai exact ce s-a întâmplat? De ce ești căutat? Știi că a fost faza că trebuie să fim testați toți și s-a aflat că sunt suspect de corona. Opa. Și acum m-a căutat toată lumea. Aha. Păi și tu ai sau? Poftim? Păi zic, tu ai? Păi nu am. Aha, și Dar sunt atunci de ce suspect. fugi? Păi mă caută, vor să facă teste. E sigur că nu e altceva sau nu mai e testul ăsta? Sunt sigur. Din ce am aflat, sunt niște acte la spital. Am Ceva. înțeles. Trebuie să furăm acolo. Trebuie să luăm niște Păi acte. stai un pic, ce gând vin cu acel? Trebuie să furi. Păi, hai mâncoace. Ok. Da, ți-au zis băiesul de ce e în stare băiatul ăsta. Una, două, țac, pac, nu zice nimic, nu, nu, în fine. Na, povestește acum, că nu ne aude nimeni. Ok, pentru să fac un vaccin, știi? Pentru să scap. Ok. Păi Să bine, ai pară. zis că nu ești suspect de el. Cum facem? Hai să beau un pic de apă. Mergem acum la spital? Stai un pic, bro, dar tu nu... Stai, tu ai zis că e suspect odată, după aia nu ești. Ce e aici? Ești sau nu ești? Păi, acolo spune că sunt, dar de fapt nu prea sunt. Păi hai, mergem acum câte seara. Ce zic? Ok, da. Păi și ai tu ceva bagaje sau una altă pe ce să punem? Sau cu ce acte trebuie să căutăm noi? Spune-mi. E un dosar acolo la intrare. Într-un Stai dulap. să-mi las tot asta jos. Ok. Vezi că o să mă duc, o să-mi iau niște armuri și mergem direct așa, știi? Da. Și mai povestim pe drum, spune măcar... Păi stai un pic, pe mine cât m-a costat chestia asta, hai încoace. Ok. Adică cât îmi dai ca să... 50.000 e bine? Păi am nevoie de ajutorul tău, nu vezi că... Mă scuzați. Păi vin și eu, Dar aia e. acum... 50 de mii. Da. Băi, să-mi ierte pentru 50 de mii să ne riscăm. Hai, că eu l-am pus pe ăsta. Dai să închid mașina. Închid eu. Băi, să-mi ierte 50 de mii să merge să... Mamă, nu pot să cred. Deci nu pot să cred. Hai, domnul meu. Acum. Păi și la care spital te gândești tu? Ia pune acolo pe băiețul. Stai așa. 50 de mii, nu vine să crede, nu pot omul nici pe un Uite pic să... acolo. Hai că merem acum. Nu pot omul nici să doarmă, dracului, că... Na. Păi băi, fii atent, eu o să parchez, dacă e spitalul ăla pe care îl știu eu mă duc și parchez în spate, știi? Da. Și după ce am parcat acolo în spate, nu știu, nu voi deschide nimic, voi lăsa tot închis. Ai armura, ai ceva la tine. Da. Ok. Am un pistol. Ce bine se mai are. Deci ce acte te mai necesare trebuie să luăm de acolo? Prima dată e un dosar, ceva acte false trebuie falsificate și mai e un fel de tratament ceva. Trebuie falsificate actele din spital. De ce Trebuie trebuie să... luate, trebuie puse pe alt nume. Păi Pe numele nu, meu, dar practic. ori le cumperi, ori... Mă rog, ori le iei, ori nu știu ce faci acum.
Nu pot să-mi imaginez la ce te referi acolo. Hai că mai bine pe aici. Un pic mai o traducere ceva sau? Pe Poftim? română? Pe română o traducere dacă te rog eu. La ce te referi? În fine, am mereu mă apă după planul tău, vedem. No, taci, nu vorbi nimic. Unde parchezi? Mamă, păi să... Am înțeles. Stai, domnul, că am tic nervos. No. Bun. Și acum... La ce Trebuie să etaj fim undeva sunt la actele alea? parter. La parter. Undeva, stai să văd dacă nu e ușa închisă aici. Ok, Că o mai închid medicii. atunci scoate un... Mai închid deschisă. Băi, eu fii atent. Te ascult. Vezi că e o alarmă. Nu mai. Pa aici e intrarea, mă, aici e... Nu mă, Uite. dacă cauți aici înăuntru, dracu. Înăuntru e. Sigur. Hai să îmbracă medici, bro. Hai Uite în la dosarul, etajul... uite, uite, nu aici în dosarul ăsta, nu era, Hai la scrie etajul... altceva. Hai la etajul 5. Hai la 5. Era Am tot repede. pe la unde la un sit de ăsta. Am înțeles, omul... Vreau să le luăm. Am dorme o noapte bună. Amin. Domnul, haide. Ok. Deci am pe unde. Adică așa de mare spitalul ăsta, din nici nu știu. E super mare. Am o lume Etajul aici. 5 sau etajul 4? Ia, ce e aici? Mamă, ce laborator e. Ma, aici e corona. Hai să mergem, că nu e Da. aici. Ce, aici tot te stat pe tine sau ce? Da. Am înțeles. Hai la etajul 4. Hai la 4 atunci. Ia, hopa, hopa, hai Hopa! încoace. Am înțeles, asta și trebuie ceva să cred. Bă, trag. Nu cred că le lase acolo, acele dosare. Hai la etajul 4. Da. Iată cum merge și-am căutat tot etaj, totul. Etajul 10, cică. Maică. Păi, nu pe aici. Ala etajul 10. Nu. Că văd că... Nu-i pe aici. Trag în ele de sare. Mai... Ia bă, ne-am trezit, omul vine. Hai să căutăm, mai ajutăm. La 10 elicopterul, helipedul. Nu mai zic nimic. Cred că la parter undeva, nu știu. Nu la parteretă, hai la etajul 4. Nu știu. La etajul 4, muzica din lip, bada bum, țâs, țâs, what the f... Băi, hai la etajul 4. Am înțeles, aici cantina. Deci la 4? Da. Ok. Cred că am găsit, dar nu. Cred că n-am găsit nimic. Cred că... Mă duc să mă spânzur. Mai pe scurt. Băi, pe unde ești? Am luat-o pe undeva și am găsit la lângă lift. La lift sunt. Stai un pic să mă duc până acolo. Ok. M-am pierdut o dracu. Fă, dar cât de mare e pe ăsta, mă. Dar mare și clădirea. Hai că am intrat în baie. Aola. Te aud cu ușile. Ia. Aici, lângă Uite. tine. Uite. What the fuck? Stai că am ajuns la... Nu aici, la morgă. Uite Nu zi aici. unde. Nu aici trebuie să fie. Nu, aici Bă, sunt nu știu, camere. dar... Ia. Samori, fii atent cum facem. Am înțeles, e baie. Hai, Ia. pic, ia ieși. Spune. Ia, fii atent, ia de aici tot ce poți. Uite aici e Sigur ăla. găsim ceva. Trebuie să caut. Băi, am furat calculatorul, dracu. Mă uit aici după dosare. Mamă, Dumnezeu. Ia pune-le în cutia asta, dacă mai încape.
Care cutie? Ok. Așa. Mam, ce a strătat, da. Stai să văd și sus. Da. Am... Uite-l, l-am găsit. No, hai, ia-l, bagă-l aici, dacă încape. A, în cap, hai, în cap, mai e unul. Deci o să-l țin la mine. Deci tu zici cu dosarele astea se poate crea... Ce se poate crea de asta? Practic e un ser, știi? Practic e un ser. Și teoretic cum e? Stai că trebuie să le iau de nou. Nu, păi du-te, deschide ușa. Acum, dacă nu pe aici. Încoace. Nu prea știu ăsta. Am înțeles. Dar pe cine știe? Hai, deschidem asta, mașina aia. Da, da, în spate. Băi, hai să vedem ce fac, înțeles, stai un pic, că cheia e la mine. Da, da. Cheia e la mine. Aolo. No, du-te, hai. Tu conduci. Facem roleplay. Ce? Hai mă, deschide. Acum, acum am. Oh, închide-o înapoi. No, du-te la sediu atunci. Repede. Ok. Bă, nu știu, chestia asta îmi pare foarte suspectă că a venit omul și a zis că... Și unde e casa aia abandonată din deșert? E o casă acolo. Nu știu exact unde e. Ok, și ce e cu ea? Trebuie să mergem acolo jos, la subsol. Casa abandonată din deșert. E o vilă din lemn, cred că a luat foc. Nu știu pe unde e. Nu știu, dar să văd pe aici o iau. Iau pe unde vrei, apoi nu știu. Da, da. Bă, nu știu, tare să spui, mi se pare omul. Dintr-o dată să vii. Bine, acum cum ar fi, gândesc în mintea mea, știi? Băi, dintr-o dată să vii și să propui așa ceva, să spui că păi, ai nevoie de actul una alta. Țac, păc, ce ăsta? Oare mai trăiește pe mâine, un exemplu, poate oare eu mai trăiesc? Adică asta poate să fie în tot felul, da? Nu numai... Nu, nu știu ce zic, eu pic cam... tare ciudată. Bă, nu știu. Nu știu ce cu chestia asta, dar... Suspect rău. Nu. Trăim și vom vedea. Asta e. Și cum te cheamă? Marian. Mhm. Nu te prins, dar nu ai zis nimic. Păi vezi că aștept bani, mă. Da, da. Hai că le duce, mă. Vezi că e în calculator acolo și dosarele pe care le-ai luat tu. Altceva... Nu știu ce zic. Da. Nu. Și sunt curios unde e locația ta până la urmă. Că vreau să mergem înapoi acolo de unde am pornit. Cred că mai puțin până ajungem la casă. Că avem niște experți IT acolo, știi? Da. Pe bine, și după aia ce vom face? După ce creăm acel ser. Păi o să-l folosesc și după mergem la sediu să-ți dau banii, ia în portbagaj la mașină. Înțeles. Bă, tot timpul mă pricu bila aia. Mă scurăs unde e casa lui ăsta. Bă, nu știu. Nevoie de mă întrezesc, zice un... Păi ce? Hai, repede. Avem nevoie de ajutor. Mamă. Și e încă și seara, ca afară, acasă. Era să zic. Hai, nu mai vorbim nimic, ca să vedem pe... Mere pe urmele lui, na. Cred că asta e casa. Asta casa cu subteran, cu de alea? Da, da. Păi, bă, te mă trezesc cu care vă care acasă, dracului, îmi dă în cap. Am bar, mă, nebunul. Am uitat să luăm alea din spate. Oh. Hai, deschide-l. Așa. Așa, hai, unde-l duc? Hai, după mine.
fost tare curios ce... Nu, unde merg? Da, da. Stai așa să găsesc subsolul, stai că aici, poate. Poate mă nu trez. Aici, aici. E baie aici. Poate mă trez cu careva care îmi dă păstă cap, apoi să vezi tu ce e. Subsol. Nu mai știu unde e exact. Undeva pe aici. Uite aici e. O zi, dacă vezi. Nu vezi nimic. Pe aici. Uite. Pe aici. Stai că trebuie să lăsa aici să iau din nou. Am înțeles. Ce trebuie să fac așa? Alo? O ține cu o mână. V-am înțeles. Pe, na, țineam cu o mână, că... Ce trebuie aici, mă? Aici se fac antidoturile. Păi și unde vrei să lasă? Uite aici. Loc. Acolo. Ia-l de aici. Știi cum să faci asta? Sau... Să mai vină cineva? Nu, trebuie să ne uităm peste alea. Hai că mai am eu pe cineva care să vină. Ah, ok. Și când... Imediat. Ok. Păi, băieți, dacă v-a plăcut acest episod surprinzător, mai mult zis, să nu uitați de butonul de like, subscribe. Eu am fost Am Happy și vă urez seară faină. Să faci un pic pa, pa. Dimineață.